Am ajuns la Union Motors. Mă întâlnesc cu Adina pentru că voi prelua prima mașină pe care o voi testa în proiectul Speed & Mami. Abia aștept să văd cum se conduce. Catarina și Aaron dorm, își fac somnul de frumusețe de după masă. Când am plecat de la Union Motors, Adina, consultanta care ne-a predat mașina, a fost foarte drăguță și mi-a prezentat tot bordul și toate utilitățile pe care le are mașina. Problema mea a fost că împreună cu cei doi pici e destul de greu să fii atentă la tot ceea ce ți se spune. Eu, și știu că marea majoritatea femeilor, sunt destul de atehnice. Așa că ne este greu la partea cu tehnologia și lucrurile de care avem nevoie să le intuim mai bine. Partea foarte frumoasă este că în această mașină, în Mokka X Turbo, lucrurile sunt destul de intuitive și ușor de găsit. Are un ecran destul de mare, poți găsi foarte ușor tot ce ai nevoie pe el. Mie mi-a plăcut foarte mult aplicația pe care o are această consolă, IntelliLink se numește, o conectez la telefonul meu, lucru pe care am reușit să-l fac singurica și am înăuntru tot ce am eu nevoie. Și mi-a plăcut o chestie foarte mult, anume că în momentul în care vorbesc la telefon, dar eu totuși urmăresc o adresă la care vreau să ajung, nu se închide harta. Pentru un SUV compact ai neașteptat de multe spații de depozitare. La schimbătorul de viteză, am unul care se situează sub scaunul din dreapta, torpedoul, am unul foarte micuț pentru chei în stânga volanului și să nu uităm de spațiile de pe ușile din lateral. Plecăm să ne plimbăm? Da! Toată lumea gata? Da! Mergem să ne plimbăm cu noul Mokka X. Zilele acestea am testat noul Mokka X Turbo. Încă de când am plecat de la dealer, Catarina mi-a plăcut faptul că este roșie, iar lui Aaron mi-a plăcut faptul că este înaltă. Adina de la Union Motors ne-a oferit varianta all-wheel drive cu echipare Innovation, ceea ce înseamnă că este varianta de mijloc cu niște dotări suplimentare. Și cum citim mama? Nu știi? Acum 4 ani am mutat din București. Ceea ce e foarte frumos este că zilele acestea am reușit să testez mașina și în oraș și în afara lui. În București îmi place din 3 motive. Este un SUV compact și nu am avut probleme cu parcările. Este destul de înalt, astfel încât să nu am probleme nici cu bordurile. Iar sistemul de asistență de parcare m-a ajutat, mai ales camera din spate. Îmi place că nu există diferență între modul de a o conduce prin faptul că te simți relaxat și lejer și nu te deranjează faptul că mergi bară la bară. Asta pentru că este foarte comod înăuntru. După două sarcini am mari probleme cu spatele. Adina de la Union Motors mi-a povestit faptul că scaunele din mașină sunt atestate ergonomic de Asociația Germană AGR. Eu vă pot spune că sunt atestate și de mine, pentru că la drumurile lungi pe care le-am avut zilele acestea, nu m-a durut absolut deloc spatele. Că tot veni vorba de drumuri lungi, îmi place că această mașină se așează foarte bine în curbe, fiind foarte stabilă. Și mai îmi place foarte mult că cei 140 de cai se înfix suficient de mult și de bine, încât să mă ajute în depășire. Pe timpul nopții eu am probleme cu vederea. Noaptea, în schimb, cu această mașină am condus foarte bine, datorită sistemului inteligent de iluminare. Deci este inteligent pentru că se adaptează în funcție de viteză și de modul în care eu întorc volanul. Asta înseamnă că dacă eu fac la dreapta și lumile mele fac înainte la dreapta și îmi luminează foarte bine drumul. Mi-a plăcut să descoper că pentru un SUV compact are foarte mult spațiu. Spații mici de depozitare, dar și spațiu în portbagaj.
Iar pentru un spațiu suplimentar, atunci când cărați lucruri dintr-o parte într-alta, bancheta din spate se rabatează. Vă sfătuiesc că atunci când vă cumpărați o mașină, să vă luați scaunele copiilor pentru a le testa. Catarina și Aaron au destul de mult spațiu la picioare, astfel încât să nu incomodeze, iar pe mine Aaron nu mă poate împinge cu picioarele în spătarul de la banchetă, în spătarul de la scaun. Pe volan aveți toate comenzile de care aveți nevoie. Aveți tempomatul și este foarte ușor de setat, aveți radioul și puteți schimba canalele de radio, dar aveți și telefonul atunci când vreți să vă sunați soțul, soția sau prietenii. După ce am testat această mașină câteva zile, verdictul meu este Mocha X Turbo e foarte potrivită pentru o familie cu 1 sau 2 copii. Pentru un SUV compact, are suficient de mult spațiu pentru tot ce aveți nevoie. Astăzi mașina merge înapoi către Union Motors. Le mulțumim frumos pentru faptul că au avut încredere în mine și mi-au dat mașina să o încerc. Nu uitați să-i sunați și să vă programați pentru un test drive. Credeți-mă, această mașină merită!